Ziua Internațională a Cititului Împreună este marcată anul acesta în prima zi de miercuri a lunii februarie. Această zi reprezintă un îndemn la lectură pentru dezvoltarea creativității, a empatiei și a gândirii critice. Cel mai simplu și grozav mod de a marca Ziua Internațională a Cititului Împreună este să iei o carte și să o citești cuiva. Astfel vei putea spune că citiți împreună. Indiferent dacă e un singur om sau sunt mai mulți, mesajul tău din cartea pe care o citești va ajunge departe. Biblioteca Municipală Tudor Flondor din Rădăuți a organizat sesiuni de lectură interactivă pentru a marca această zi, miercuri 7 februarie. La activitate au participat preșcolarii de la Școala Gimnazială Bogdan Vodă din Rădăuți și au exersat împreună cititul.